Da, e foarte fain acest video la care te uiți tu acum, dar am o idee. Ce idee Să mergem la prietena mea, adică n-am mai fost de mult pe la ea. Idee, aș vrea să-mi o prezinți pe prietena ta, pentru că n-am văzut-o niciodată și aș vrea să văd cum este prietena ta. Ok, hai să mergem, știu eu unde locuiește. Uite, este! Ah, bună! Salut! Bună! Bună, sunt prietena Izabelei. Pe tine, cum te cheamă? Eu sunt verișoara ei, nu prietena, și mă cheamă Andreea, da. Super fain! Haide, intrați! Ok, hai că este cam seară, cred că facem petrecere în pijamale la ora asta. Hai! Bine, fetelor, hai că vin. Ok. Oh, ce casă drăguță ai! Eu n-am o casă așa de mare. Da, și am foarte multe etaje. Haideți să vă fac turul. Aici avem sufrageria. Este observabil, dar văd că tu nu vrei să mergi, vrei să te ia cineva pe sus. Hai că te iau eu pe sus. Așa. Așa, aici avem bucătăria care e un pic cam înclinată. Măcar să sperăm că nu cade mâncarea. Nu cade, de atâtea ori am gătit, nu cade. Aici avem un spațiu secret. Ce tare! Oh, stai că m-am blocat cu tine aici, dă-te jos! Haideți, fetelor! Stai că m-am blocat și eu, și verișoara mea. Haide! Haideți. Hai că te iau pe aici, încărcă te iau. Aici avem un dormitor. Hai că venim! Aici avem un dormitor. Și Bye. aici avem o trapă care o să vă arăt după aceea. Nu săriți. Ok. Aici avem încă un dormitor cu canapeluță. Tare. Și aici avem încă un dormitor. Da, câți oaspeți ai? Care este dormitorul meu? Și aici este baia cu dressing. Mamă, ce baie tare ai. Mulțumesc, am o baie foarte mare. Da. Și pot să privesc când sunt în cadă și faza bună este că nimeni nu mă vede pentru că cadă este în corp. Dar unde ești că nu te mai găsesc? Pe unde? Aole, am căzut în trapă! Măi, eu ți-am zis să nu te duci. Gata, hai că am venit înapoi. A. Acum mergem în trapă. Ok. Aici e garajul. Da. Și pe aici e și munculte. Mergem în curte, nu știam. Da, normal. Da, văd că e și jacuzzi Aici aici. avem blocurile. Nu! Oh, v-am sărit și eu după tine și Uite ok. blocurile, ce blocuri mari am eu în zona casei. Tare. Sunt cele mai mari blocuri. Da. Acum hai să ne întoarcem că totuși nu știe nimeni de noi că suntem în oraș. Ok, eu sunt deja acasă. Bine, eu sunt la mine acasă. Gata, am venit. Ce faci? Vrei să intri la tine în casă? Nu, mă, unul mi-a pus scara. Ok. Și nu știu cum să o dau jos. Bine, hai să intrăm, văd că lăsați ușa deschisă. Aoleu, dă-te jos, că nu te mai pot căra. Bine, bine, mă dau jos acum. Da, deci casa ta este foarte drăguță. Dacă vreți, putem dormi toate în aceeași cameră. În aceeași cameră, dați doar două locuri în pat.
Ok, eu o să vă dau la amândouă cameră. Cine vrea camera asta? Ok. Și pe asta o iei tu, Izabela. Care asta? Ok, aia e pe asta. Părerea mea este că ai cea mai frumoasă cameră din casă. Drăguță camera. Și asta e camera mea cu vedere la blocuri. Da, și am vedere la blocuri și la oraș și la Și biserică. la biserică. Da. Și sunt mai aproape de baie. Tam, 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 tam. Ok, eu cred că o să mă întind Voi puțin în trebuie să față. veniți până la etajul următor. Da. Am ce bine în pat ăsta. Da. Super fain. Ok, mă întreb ce faci, verișoara mea. Ghici, ce fac eu? E pe Oh. tabletă. Hai, măi. Iar tu ești pe tableta aia. Da, păi ce să fac? Dacă vreți, vă pregătesc niște popcorn, ceva. Da, eu aș vrea niște popcorn pentru că n-am mâncat nimic la prânz și... Sau vreți Cheetos, Doritos? da, Doritos, dacă ai. Da, am. Ok, super. Dacă vreți, vă fac și niște mâncare, mâncare. Da, ok, cum vrei. Nu, vreau niște Doritos. Sau paste ceva. Fac cel mai bune paste. Toată lumea mă laudă. Ah, ok, atunci, dar să nu te deranjăm totuși că am venit la tine. Nu mă deranjați. Ah, Hai ok. că mă duc. Bine, eu o să mă pun un pic în pat că mor aici de oboseală. Sunt obosită, n-am făcut nimic toată ziua. Ah, păi dacă n-ai făcut nimic toată ziua, cum ești obosită? În fine. Ok. Aoleu! Sunt curioasă Oh, cum de e bine! Da, sunt curioasă cum de tu nu cazi. Aoleu, am intrat în baie. Ah, mai e o baie? Nici nu știam. Că mai am o baie în casă. Da, și suntem și noi aproape de baie din casă. Da, perfect. Tu poți să urci la etajul următor, cum vrei tu. Tu ești în mijlocul casei. Da, adică pot să fac tot ce vreau. Da. Dar cel mai aproape este Andreea de bucătărie. Da, poate să vină să mănânce mere când are chef, pentru că îi plac merele. Haideți, fetele, că v-am pregătit mâncarea. Ok, acum să-i să-mi pun tableta aici pe mobilă pentru că nu vreau să o iau. Ah, ok, hai să mergem la masă. Dacă vreți, mâncăm în sufragerie la televizor. Ok, dacă vrei tu. Haideți. Ca măsuță aici. Hai de Andreea! Vine acum, ce faci? Ah, uite, stai aici. Hai, mă pun și eu. Așa. V-am pregătit două feluri de mâncare plus un desert. V-am pregătit tacos. Da, poți. Așa. Ok. Și pastele cu carne și cașcaval. Și în final, clătitele. Da, eu cred că vreau niște. Ok, hai că mă pun și aici. Iar eu mă pun aici. Ok. Să-mi ziceți dacă e bun. Da, e foarte bun. Andreea, gustă și tu. Acum. Da, e foarte bună mâncarea, bravo! Mulțumesc! Și acum să trecem la desert. Desert. Clătitele mele favorite. Ok. Eu o să strâng pe aici. Bine. Vă plac clătitele? Da, ne plac. Normal. Da, normal. Da? Ok, mă duc să le pun la spălat.
Bine. Așa. Așa, ce bine e. Da, e foarte bine aici la prietena ta. Nu știam că ai o prietenă așa de bogată. Nici eu nu sunt așa de bogată, dar da. Bine, glumea, sunt foarte bogată, dar da. Încă te uiți la serialul acela. Da, păi ce vrei să fac, mă plictisesc. Glumea. Am adus căruciorul pentru film. Aoleu, cât? Nu pot să cred cât muncești tu în casa asta. Mie nu-mi place Coca-Cola, așa că puteți să o beți voi. Mie îmi place Pepsi. Ok. Dar, din păcate, nu am Pepsi. Așa că vă servesc pe voi pentru film. Am vrut doar să, dacă vreți ceva de aici, să vă luați, că pun eu înapoi. Ok, eu trebuie să-mi iau o felie de pizza și... Ba nu, nici... Ba da, o felie de pizza și cola. Așa, mi-am luat. Ok, Andreea, tu vrei ceva? Cred că o să iau și eu o pungă de chipsuri. Stai puțin. Așa, da, o pungă de chipsuri o să iau acum. Pentru că... Și o apă, dacă vrei. Da, o să iau și o apă. Stai să vin să iau apă. Aude că iar mă pierd pe aici. Gata, mi-am lăsat apă. Așa, eu o să mă duc înapoi să pun toate alimentele. Dacă mai vreți ceva, mă strigați. Ok. Eu fac pregătirile pe aici. Bine. Da, e foarte fain la prietena ta. Da, știu. Uite, să beau niște apă. Mă duc până la baie și vin pentru că vreau să mă spăl pe față că nu m-am spălat de dimineață. Vezi că e baie aici. Ah, ok. Așa. Ok. Bine. În curând o să facă seară și mai am puțin. Mai este puțin până se face seară. Așa că o să mă duc și eu. Ei, mai e ocupat la baie pentru că vreau și eu să mă spăl pe mâini. Am mâncat pizza. Da, poți să intri în baie. Ok. Fetelor, Da? haideți să ieșim în oraș, pentru că, da, haideți să ieșim în oraș. Bine. Haideți. Ok. Hai, de ce stai? Eu mă dau cu capul de tot pereții. Stai un pic. Hai. Așa. Stați, că pregătesc acum mașina. Ok. Wow, ce mașină tare! Eu stau aici. Wow! Ok. Ok. Suntem toate în mașină? Da, suntem toate. Ok. Unde mergem, fetelor? Nu știu unde vrei. Eu aș vrea sincer la o înghețat. Ba nu, la mall. La mon? Da. Ok. Ok. Iar știu, ești pe tableta aia. Da, ce e? Așa, gata, cred că am ajuns, nu mai trebuie să mă întreb. Ce Bine, hai să mergem în mall. Unde mergem prima oară? Nu știu. Haideți la film. Bine, hai la film. Să ne luăm ceva popcorn. Da, hai Eu că mi-o mi-am... o ciocolată. Mi-am luat niște popcorn, vă aștept acolo în sală. Wow, ce film tare! Vino aici! Da, ce captivant este! Nu știam că există un film așa de captivant! Da, ce n-au ăștia la cinema? Mă mir cum de nu scade Fetelor, popcorn. am o idee. În Brookhaven este un mister. Ce mister? Veniți cu mine.
Ok, hai că venim acum. Aoleu, dar mai avem puțin și terminat și popcorn. Asta e. Hai că ne descurcăm noi și fără... Aoleu, ce-am de dat cu cap? Ducem la casa părăsită. Aoleu, serios? O asta... facem mai cine repede până nu se face seara. O, nu. Fetelor, trebuie să ne ducem acasă neapărat. Hei, așteptați-mă și pe mine, ce faceți? Andreea, urcă repede! Bine, gata, hai că m-am urcat. Andreea? Da, sunt aici. Ok. De ce? Nu. Oh, Doamne, nu ne faci accident. Of. Nu mai contează. Trebuie să ajungem cât mai repede acasă. Ok, nu contează, o să... Așa, am ajuns? Ești la tine? Nu, da, am ajuns, haideți. Bine, stați o secundă, vin și eu acum. Aoleu, ce-am de tot, sunt așa de împiedicată. Of, Doamne, dar ce s-a întâmplat de ai venit așa acasă? Fetelor, duceți-vă fetele la voi în camere, da? Bine, o să merg acolo. Să rămâneți acolo. Bine, eu merg cu... Să nu vă riscați, să nu veniți la mine în cameră, nici de gând, da? Bine, noi o să stăm la mine în cameră, pentru că da. Of, ce-a pățit prietena ta? Oh, nu, bine că nu m-au văzut. Of, Doamne, aripile astea mă sâcăie și coada asta. Of, bine că mi-am pus o fundiță și un clopoțel. Că parcă nu stă mai bine. Da. Wow, zbor! Oh, nu pot controla asta, nu zbor. Ajutat, ce se întâmplă? De ce e focă toată cu... camera? Ajuleu, trebuie să mă duc. Uf, Doamne, Izabela! Da, ce s-a întâmplat? Ce se întâmplă? Aoleu! Ce faci? De ce ai... Stai puțin. De ce ai coadă? De ce ai aripi? Și de ce ai urechi de pisică? Poveste lungă. Da, eu am pornit focul ăsta. Dar trebuie să-l stingem. Haideți, fetelor. Aoleu, nu vine să cred că tu l-ai pornit. Uf. Dar ține respirația. Ok. După aceea ne explici de ce ești o pisică cu aripi. Da. Ok, măcar se oprește focul, nu? Da, acum stați, îl opresc eu. Bine, o să mă ascund aici că nu vreau să mai ardă, că mă dor picioarele oricum. Ce? Hai, s-a oprit. Apă? Ce s-a întâmplat? Hei, ce stai acolo cocoțat? În fine, hai. Ce se întâmplă? De ce te sperii? O să vedeți voi. De ce e apă pe jos? Ce ai mai făcut? Hopa? Explică-ne de ce ești o pisică. Nu știu, habar nu am. Bine, atunci hai mai repede, vino, trebuie să discutăm. Haide, Andreea. Bine acum. Aoleu, de ce e ud peste tot? Incredibil. Gata, s-a oprit. Aoleu, ce se întâmplă aici? Cred că nebunesc. Puterile mele își fac de cap. Aoleu, nu, e cu tremur în Brookhaven. Ajutor. Doamne, trebuie să plecăm acasă.